Mă, ce se întâmplă? Ce e cu intrarea asta la fațe ascunsele aici, mă? De fapt, iar zic fațe ascunsele, nu știu ce zic fațe ascunsele, dar mă rog, dar ce e cu intrarea asta aici la Bill Battle? Ce se întâmplă, mă? Ia să vedem, mă. Mă, ce bă, Rafale, ce faci? Bă, Rafale, ce faci? Ce să fac, dar răsele? În primul rând, ce ai făcut cu intrarea asta aici și tu ce cauți într-o barcă pe uscat, dar răsele fix pe astea de Lego? Ce cauți tu pe blocurile de Lego? Pe o barcă, într-o barcă, cum ar veni? Bă, Rafale, rapid! Asupă-te, bă, Rafale, că e Lego! Și Lego te bate la picioare, bă, ia! Picioare, hai, Rafale, urcă! Doamne, dar răsele, în fine, nu mai contează asta, dar bă, ce fai, mă, de ce m-ai adus aici la Lego, dar răsele, și ce e cu intrarea asta? Ce ai făcut la intrare? Pe fie antenă, bă, Rafale, noi să facem Bill Battle de Lego de iarnă. Așa. Dar răsele edition. Dar răsele edition. Cum adică dar răsele edition, mă, vrei să te construiești pe tine? Du-te, bă, de aici, dar răsele, că eu plec de la concursul ăsta, nu mai construiesc, bă, da, da, bine, Rafale, fii atent, uite, a fost făcut de Darusel. Ia uite aici, frumos, da, că ai făcut asta, aici strângi chestiile astea, în fine, Darusel, ai făcut foarte, foarte urât, ce să spun, hai să vedem ce ai făcut aici, ok, deci Lego de armă din 1 vs. Pro, adică ce am făcut eu cu alizmă ăla în care construim niște chestii legate de iarnă, dar în Lego? Bă, da, bă, da, chiar, bă, Rafale, că merim timp, bă, da, pe mine, de ce nu mai ești de fiecare dată primul, și pe ales, bă, Rafale, că mă scop, bă, alo, n-am înțeles nimic, de ce nu te-am, ce, bă, Darusel, tu știi să vorbești limba română cum trebuie? De ce o iei mereu pe Ali și nu pe mine primul? Frate, cum adică, dar să le că, cum adică că și am să supără că trebuie tine primul nu le dați, cum adică vă fac pe fiecare pe rând, că o dată le iau, pe aia, o dată te iau. Bă, mie nu-mi pasă, mie ales mi-a frate, ți-a și fraieră, hai pa! Ah, ok, dar să le în fine, am înțeles care este problema, ok, de ce avem aici 100 de lei de fiecare, cine o să construiască mai frumos, deci facem casă de iarnă, de le... bine, nu casă, facem ceva de iarnă, din Lego, practic, o să fie foarte, foarte frumos, mai multe runde, două runde, bă, dar stai puțin, bă, dar să le vină, bă, înapoi, dar să le stai puțin, ca uitați ce, bă, alo, dar să le unde și pe Ce cauți? Da, de ce m-ai chemat? Ah, nu, te-am chemat așa, bă, fraie, mă, dar în fine, nu mai contează, bă, dar să le, cum adică de ce te chemam aici? Bă, dar tu, bă, stai, mă, ce cauți? Bă, dar să le, avem nevoie de căscuțe ca să ne putem auzi, dar să le, unde ți-e căscuța? Ai la tine? Eu nu, bă, Rafale, dar fii atentă, noi o să vorbim prima asta, prin unde ele sunt câini? Ia, mă auzi, alo, mă auzi, asta, iar, bă, Rafale, mă auzi? Hai că da, dar să le, în fine, vină mă înapoi, bă, alo, vină mă înapoi, dar să le, vină înapoi, ce îmi dai, mă, doamne, dar să le, hai că deja mă enervez, lasă că fac eu răz de căscuțe. Dar să le și dăm drum. Bă, ce faci acolo? Nimica. Gata, mă, dar să le deși iată în căscuța special, bă, dar să le dă Lego pentru tine. Ia uite, dar să le foarte frumos prin asta o să vorbim noi. Și acum hai, du-te la tine, dar să le facem prima rundă de mă, ce de râvi? Bă, Rafale, ce căscuță de fraier. Papa. A, ok, dar să le deși iată, dar să le folosesc acum căscuța că tu văd că de fugi, nu știu ce. Uitați-vă că dar să le deja început să facă pe acolo, dar să le o să facem prima oară runda de noob, dar să le în care să facem ceva foarte, foarte ușor. După aceea la runda de boros facem chestii super, super fain, dar să le. Dar bă, dar să le, de ce mai adus tu la asta de Lego de iarnă, dar să le, ce-i tu în plan așa, știi tu ceva să construiești, sau de ce m-ai adus aici, că nu înțeleg de ce m-ai fi adus tu și nu te-aș fi adus eu. Fii antenă, bă, Rafale, prima oară să zic de șmecher te-am adus și a doua oară că fii antenă, bă, Rafale, este iarna la mulți ani, Moș Crăciun. Da, Moș Crăciun, dar să le, Moș Crăciun a venit două lună, dar să le, aproape să faci o lună de când a venit Moș Crăciun și tu acum zici că vine Moș Crăciun? Da, bă, Rafale, dar fii antenă, bă, la moldoveni, la rusian, la ea, cum e Crăciunul? La cine mă Crăciunul acum, mă, scrieți voi acum în comentarii dacă e Crăciun la voi, mă, dar să le, pe cine mi-ai zis, mă, tu, dar să le, Crăciunul e pe 25 decembrie și atât la toată lumea, în fine, dar să le, hai să ne apucăm de prima rundă de nou, dar să le iau materialele și să vedem ce o să facem pentru că la runda de pro, dar să le am așa o idee, ca mai multe idei pe care vreau să le construiesc, că vreau să fac mai multe construcții, dar nu zicem prea multe, hai să ne apucăm de prima rundă. Sănătate! Mersi, bă, fraiere! Gata, dar să le, mi-am ales materialele și fii atent, dar să le, vreau să mă apuc aici să fac, o să zic de dinainte, o să vă zic la toți, dar să le, chiar și ție, o să zic că vreau să fac un mini iglu la runda de noob, dar să le, și să facem un copăcel, ceva de genul, și cam atât, dar să le, tu ce ai de gând să faci, dar să le, pentru că tu m-ai chemat aici și mă gândesc că ai vede că să faci niște chestii targi, micheri, dar să le, spune mai repede, că pe bune, nu mai, chiar okay, sunt curios. Eu vreau să fac ceva, un fel de iglu, sau un iglu așa mai tare, mai de nagen. E bă, Rafale, fii antenă, eu zic știu să dar în 2012, să dai like, subscribe ca să vezi ce fac. Mă, stai puțin, dar să le, stai puțin, dar să le, tu adică vrei să spui că faci iglu ceea ce am spus mai devreme, dacă eu nu ziceam primul, dar să le, tu ce spuneai, că nu mai spuneai că faci iglu, dar să le, tu mă copiezi, pe bune? Nu, eu, ba! Da, ok, dar să ne, în final, că nu mai vorbesc cu tine, hai să ne apucăm noi acum, lăsăm pe dar să vedem că vrea să ne copieze, practic, știi ce vrea, dar să, adică, practic, după cel mai bun să se ia, dar să, asta este foarte, foarte adevărat, dar da, haideți să ne apucăm aici să facem un mini iglu, vreau să fac ceva de genul fix așa în partea asta, nu știu exact ce să fac, sincer, dar facem aici ceva de genul așa, asta este zăpada, practic, aici de Lego, cum ar veni, și aici este intrarea la iglu, dar să vedem cum o să facem, pentru că vreau să facem ceva de genul fix așa, uite, cred că fix așa este intrarea, perfect, perfect, aici vreau să punem apă, cum ar veni, și aici vreau să facem un culcuș. Punem aici Rafa. Mă, ce vrei, mă, dar să le, ce vorbești acolo? Lasă-mă că vorbeam și eu cu oamenii, dar să le, ce mai vrei? Am pire
piramide, piramide, faraonul, faraonul, la cine faraonul? Ok, dar să nu mă interesează. Hai să vedem acum ce să facem noi aici. Vreau să fac chestia asta fix așa în partea să uitați-vă că arată interesant. Dacă pun asta și arată cât de cât mai bine. Dar acum hai să ne apucăm aici să facem un mini copăcel să fie aici foarte, foarte frumos. Și după aceea vreau să ne apucăm foarte, foarte frumos. Băi, o să las așa. Cred că ăsta este rezultatul final la prima rundă. Hai să mai punem și un chest aici, ca și cum avem aici chest, mai punem și un crafting să fie aici treaba foarte, foarte frumos. Iar după aceea acum hai să ne apucăm. Eu mă duc la jumătate. Am terminat prima rundă de noob. Spuneți-mi acum în comentarii dacă vă place cum arată igloul meu. Bă, mie mi se pare chiar interesant, mai ales cu blocurile astea aici, cu scările astea arată interesant și copacul aici foarte, foarte frumos. Vedem că sunt niște blocuri aici de Lego, așa poate de sub, dar da, cam atât e. Hai să ne ducem la Darusel acolo la jumătate să-l întrebăm. Bă, Darusel, stai puțin că eu vorbeam cu tine. Bă, dar tu ai terminat? Bă, bune, că uite că am căscuța, am uitat, Darusel, că am căscuța. Bă, mă, ce, mă, ce, mă, Darusel, ce cauți pe la mine cu invizibilitate? Nu, eu, Rafale, nu, eu, nu știu, frate, eu da. Am, bă, Rafale, fii antenă, eu am un bun și m-am blocat aici la mine în costumții. Da, Darusel, bă, dar să știi să vorbești pe bune, că nu înțeleg absolut nimic din ce zici. Scrieți-mi acum în comentarii dacă ați înțeles. Bă, dar să le știi să vorbești clar și tare. Dar ești fiat rău, bă, Rafale, eu acum m-am bugit. Așa că eu o să fac ceva și do să mă... Ok, dar să le... Da, mersi foarte, foarte frumos, dar să le... Ei, bine, bine că m-ai adus fix la jumătate. Eu sunt gata, dar să le... Cum am și spus, dar să le... Nu mai am absolut nimic de făcut. Și acum, dar să le... Te aștept pe tine aici. Mă, stai că mi-a... Dar să le... Mă, auzi, mă, ai terminat mai multe de făcut. Chiar am terminat, dar să le... Prima rândă de nou. Bă, ce cauți, mă, dar să le... Băi, ești nesimțit, mă, uite că te văd. Hai, bă, Rafael, hai că am terminat, yeee! Da, și ar fi cu barca, mă, Darusel, în fine, hai să mergem prima oară la tine, Darusel, pentru că vreau să văd ceea ce ai făcut. Bă, da, bă, dă-te-mă la parte așa, Darusel, hai, gata, gata, ce mai, ce mai vrei, ce mai vrei, gata, nu plângi, hai să-mi arăți, Darusel, ce ai făcut? Bă, ce-i mă asta, Darusel? Bă, unde, hai că vin, hai că vin! Mă, ce, mă, mă, ce sunt blocurile astea, mă, Darusel, ce ți-ai bătut joc aici, ce-i ăsta? Hai că vin, Rafael, hai că vin! Bă, hai! Gata, hai, mă, Darusel, hai să ne apucăm, prezintem aici ce ai făcut tu, de ce am văzut că este intrarea prin partea asta, suntem, mă, de ce ai făcut un iglu asemănător cu al meu, Darusel, normal că tu ai zis că o să faci iglu după mine, Darusel, ți-ai făcut și copaci ca mine pentru că te-ai uitat la mine că ai venit acolo să te uiți, dar făcut, ți-ai făcut și apă pe aici, ai pus gheață pe aici, dacă nu, și hai să vedem și în interior, deci un crafting aici, patul așa în partea asta, bă, arată cam urâtă perna asta, sincer, dar mă rog, aici avem un chest, un furnar, bă, dar, mă, ce mai faci, mă, ce mai faci pe acolo, bă, Darusel, vezi că nu, 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 mama, mama, mama a fost, mami! De ce mi umbli la joc? Ok, hai, vino. Da, și tu, stai puțin, de ce zici că umblă mama ta la joc când tu ai țipat după ea? Nu e clar că ea n-a fost lângă tine, că nu era lângă tine, cum adică de ce să țipi? Nu știu, bă, Rafa, vino aici, vino. Bă, gata, mă, Darusel, hai, mă, vorbește și tu mai calma și prezintă și mie, spune-mi cum ai avut ideea asta, bine, cum să ai ideea că te-ai uitat la mine, Darusel, ai venit cu invizibilitate și te-ai uitat la mine, Darusel, că, da, dacă nu știi să te dai de gol ca fraierul, Darusel, în fine, hai, bă, spune și mie, a, bă, Darusel, a, vrei să fii descalificat, de ce mai faci alte chestii, știi că nu mai voi, Darusel, nu? Fiatru, bă, Rafaele, mie mi-a venit ideea asta când mă jucam Roblox și da, stai, gata, Darusel, poți să vorbești calma că deja mă enervezi pe toată lumea, nu o să mă uite nimeni la asta, dacă nu vorbești calma. Hai, explică și mie aici, ce ai făcut tu, ai, de fapt, nu, hai, mă, bă, Darusel, eu îți dau nota 8, Darusel, eu notă, ok, eu notă, de ce nu te-a dat ok, Darusel? Eu dau nota 7. Nota, bă, Darusel, stai puțin, tu m-ai copiat, te-ai uitat la mine, te-ai inspirat, de fapt, nu ai copiat, că n-ai făcut exact la fel ca al meu, Darusel, te-ai inspirat de la mine și tot mie îmi dai notă mai mică când tu n-aveai absolut nimic în plan să faci și tu, Darusel, te-ai inspirat de la mine? Nu, nu, eu nici fiind fără bără, Rafale, mie îmi place cum am făcut aici, dar fiind fără bără, Rafale, la pro player, o să te distrug, bă, 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 fiind fără, eu te distrug, ai înțeles, ia, și... Ok, Darusel, nu mai câteți să scrieți-mi acolo în comentarii cine a făcut mai frumos, dacă vă bă, stai puțin, Darusel, dar vină și la mine, adică oricum tu știi, Darusel, că ai venit atunci, Darusel, erai pe ăla, dar hai să-ți preliniștiți, de fapt nu mai era să-i prezint, în fine, scrieți-mi acolo în comentarii ce notă îmi dați mie, ce note dați, Darusel, la construcție, bă, Darusel, ești foarte fraier, hai să ne apucăm de runda de pro, mă, ce, ca, mă, ce faci, bă, a, uitați-vă, bă, țină, Darusel, ia, salut, ce faci? Eu vreau să las like și subscribe la Darusel 2012. Da, Darusel, da, ok, Darusel, tu nici măcar nu știi să vorbești, în fine, vă traduc eu alții, salut, ce faci? Da, subscribe la Darusel 2012, în fine, hai, bă, Darusel, du-te la tine, hai, lasă să trecem la runda de pro, Darusel, dacă mai mergi cu ăsta, Darusel, o să ajungi fix mâine, în fine, nu mai contează, eu mă apuc acum, Darusel, o să termin și când eu termin, Darusel, gata, nu mai construiești nimic, Darusel, ai pierdut.
Ok, nu mă mai bag în seamă. Hai să da, mă enervează, dar să nu mai vreau să mai zic nimic. Hai să ne apucăm acum de runda de pro și scrieți-ne acolo în comentarii. Ce? Dar să stai puțin, stai puțin că folosești cufcuța, dar să le cum, adică ce hec, dar să le. A, bine mă, dar să le. Ok, hai să dau slash ban, dar să le. Mă, ce faci, dar să le aici? Eu, Rafael, unde ești? Unde ești? Nu, în fine, dar să le. Hai să ne apucăm acum, dar să le runda de pro, scrieți acolo în comentarii ce notă ne dați la runda de noob și hai să vedem la runda de pro. Cine o să facă mai frumos, scrieți acolo în comentarii. Cine crede o să câștige. Ok, runda de pro chiar acum începe. Și eu mi-am ales câteva materiale și vreau să fac, am așa o idee. Deci în primul rând vreau să fac și niște igluri. Vreau să fac mai multe igluri. Vreau să fac un campfire ca și cum ești frumos la un picnic, la ceva, la un mers cu cortul, dar de fapt ești într-un iglu, mai multe igluri pe aici. O să facem un campfire acolo în jumătate și vreau să fac și un mini castel, ceva de genul. Vreau să fac mai multe chestii. O să fac și niște copaci, niște brazi. O să facem mai multe chestii, dar hai să ne apucăm prima oară să facem campfire în jumătate, după aceea o să ne apucăm de iglu și o să facem mai multe chestii. Cred că facem multe igluri, de fapt, o să facem mult mai multe chestii, dar acum hai să ne apucăm aici, campfire-ul fix aici, o să punem lemnul aici, foarte, foarte frumos, cam așa arată în partea asta, după cum puteți vedea, în partea asta facem la fel, la o distanță de 2, ca în partea aia, și după aceea o să ne apucăm și de chestiile pe care o să le facem foarte frumos, de iglu, și după aceea de castel, și mai vedem ce să mai facem, scrieți acolo în comentarii ce ați fi făcut voi în locul meu și în locul lui Darusele acolo, și bă, Darusele, băia, Darusele, ia fii atent, că folosesc scuța și vreau să te întreb ceva, bă, Darusele, mă, tu ce faci acolo, că tu m-ai dus aici, Darusele, cred că faci ceva mișto, nu? Bă, Rafale, fii antenă, bă, Rafale, eu te auzi foarte, nu știu că fii antenă, bă, Rafale, bă, mi-a pierdut cheșcuța, Rafale, unde ești, alo, unde ești? Am găsit-o. Bă, Rafale, ce faci? Ce să fac, Darusele, ce să fac? Bine, eu construiesc, tu ce faci? Eu construiesc la felia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, Darusele, gata, nu mă interesează altceva și tu acolo, Darusele, eu m-am apucat de făcut, o să zic atâta, Darusele, momentan am făcut un campfire și atâta, zic, Darusele, nu zic mai multe, o să vezi la final ce o să iasă, pentru că o să fie ceva super super tare, Darusele, abia aștept și acum hai să mai vorbim, Darusele, nu mai vorbesc cu Darusele. Acum hai să ne apucăm aici să facem un iglu. Deci facem o intrare, o să facem iglu și în partea asta și în partea aia. Iar acolo vreau să facem un castel să fie foarte frumos. Vedem că fix aici să fie intrarea în iglu, o să punem ceva de genul fix așa. După aceea o să dăm niște blocuri fix în partea asta, ceva de genul așa, iar iglul o să vină ceva de genul aici. Mă, Darusele, s-a auzit cumva ceva de la tine că ai râgăit sau ceva? Nu, brav. Ok, ok, deci Darusele are chef de glume, după cum puteți vedea, și-a oprit și găscuța, în fine, nu mai contează asta, hai să vedem, deci facem și în partea asta la fel cum am făcut acolo, după aceea o să facem fix așa în partea asta, o să ducem foarte, foarte bine, fix așa, după aceea o să vină aici două de-astea aici în jumătate, vedem practic aici la spate, o să fie frumos așa, după aceea o să umplem aici deasupra și să vedem cum o să iasă, dacă este ceva șmecher, în dreapta o să facem la fel ceva de genul, iar aici o să facem castelul super, super, mega șmecher și după aceea o să vedem ce mai facem, facem mai multe chestii, dar hai să ne apucăm să terminăm ăsta și vedem după aceea. Am terminat de făcut primul iglu. Cam așa arată după cum puteți vedea din jur împrejur. Bă, mie îmi place, arată interesant, chiar îmi place super super tare. Intrăm aici în interior să vedem cum am făcut. Am făcut aici un pat, am făcut aici un design foarte foarte frumos, niște chesturi aici, un anvil, un crafting și aici avem ceva foarte foarte frumos, un furnal și aici un mesaj secret pe care o să-l citească Darusel când o să vină aici, dar nu vor fi prea multe. Și mă gândeam eu, bă, cred că trebuie să fac. De fapt, hai să facem, o să facem tot în partea asta. Încă un iglu, o să facem ceva de genul, o să facem ceva asemănător, nu știu dacă ne este exact la fel, dar o să facem un iglu, după aceea o să facem aici un castel cum am zis și o să punem niște copaci pe aici și cam atât o să fie. Nu știu dacă mai fac multe chestii, dar scrieți-mi acolo în comentarii dacă ați vrea să fac multe chestii și ce chestii ați vrea să fac și țin eu de cont, țin cont de ele data viitoare, o să facem și acelea. Scrieți-mi acolo în comentarii ce idee aveți. Bun, am terminat și al doilea iglu, după cum puteți vedea, cam așa arată. Nu l-am făcut exact la fel, dar e asemănător, după cum se poate vedea, cam așa arată și din exterior arată ok, mie chiar îmi place să vede frumos că e și în partea asta și în partea asta, dar acum vreau să ne apucăm foarte, foarte frumos să facem aici castelul. Dar înainte de toate, hai să ne apucăm să vorbim cu Darusel, să vedem ce facă și el. Bă, Darusel, ia fii atent, ce faci tu pe acolo? Mai ai făcut ceva? Ești gata? Mai mult de făcut? Aproape, Rafael, aproape, aproape. Ia 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Bun, bun. Păi și ce faci tu acolo de iarnă? Dacă faci de Lego de iarnă, ce faci tu acolo? Ce așa în plan? Uite, eu ți-am zis, eu fac un iglu, dar să le fac aici un campfire și mai fac acum o chestie, dar să le dau asta, nu zic, dar să le ceva secret și mai că super super tare. O să vezi tu, Darusel, ce faci tu acolo? Eu fac o mână, eu fac un castel. O să vezi la final, o să fie foarte șmecher. Ok, Darusel, mă, cum adică a zis el că o să fac un castel? Mă, ce facem asta, mă, copiază, în fine, nu mai băgăm în seamă. Hai să ne apucăm noi aici să facem castelul. Trebuie să facem foarte, foarte frumos un castel aici, să vedem cum o să facem. Prima oară vreau să mă apuc aici să fac un fel de intrare, ceva de genul. Sau de fapt, de genul, nu cred că o să fac o intrare. Nu știu, o să fac ceva așa frumos. Vreau să-i dau acum forma și revenim după aceea când o să fie foarte, foarte tare. Abia aștept. Gata, în sfârșit pot să spun că am terminat construcția și cam așa arată. După cum puteți vedea, nu este simetric, adică asta este mai jos decât acea.
aceasta și aceasta nu este la jumătate. Dar după părerea mea, mi se pare foarte, foarte interesant așa și da. Vedeți că am făcut aici un copac, aici sunt tigurile, practic aici campfire-ul, doi copaci pe aici foarte micuți așa. Și acesta este castelul unde avem aici vișteul de asta, unde bei suc sau ceva, dar în fine nu mai contează. Asta am făcut aici așa, aici așa și aici am mai făcut ceva de genul așa. Nu știu care este faza cu acesta. Mă, ce faci, mă, dar este acolo că se aude ceva, mă, dar este să aude mouse-ul pe acolo, bă, dar este ai terminat mai mult de făcut sau? Aproape. Păi hai, bă, dar să le hai mai repede că am terminat tot, bă, dar să le uite acum le prezentăm la oameni ce am făcut eu aici, pentru că am făcut ceva super, super tare, dar să le chiar îmi place super, super mult și eu sunt gata, dar să le pot să spun că am terminat totul, am făcut tot, bă, dar să le nu mai am nimic de făcut, bă, dar să le... Bravo, fiantele, bă, mamă, bravo, fiantele, eu acum am terminat și fiantele, bă, Rafale, eu stribat. Hai, ca, da, dar să el, alo, alo, căscuța, ce-i faci, ce-i faci la căscuța aia, că te auzi din ce în ce, mai în ce, dar să le ți se strică, ce-i faci, unde ții în zăpadă? Nu, bă, Rafale, bă, dar să le mă enervez, bă, poți să vorbești ca lumea cu căscuța aia, bagă căscuța aia cum trebuie, că te auzi în ce trău de tot. Ia, acum? Da, sau de în ce, da, în fine, dar să le în fine, dar să le te aștept la jumătate, nu mai... Da, gata, te mă, dar să zi, mă, mai mult de făcut sau? Păi, nu știu, bă, Rafale, fiantem, hai, să vii la jumătate, că am terminat, frate, ia. Hai, ca și, ai terminat? Da, dacă e dar să le bă, pe bune, mă, dar să zi, mă, ce ai făcut acolo, da, chiar zi așa, spune-le la oameni, înainte să-mi zici mie, dar să le, ca să ai pe și oamenii o idee, așa, o că dar, o, ce, mă, dar să le, am zis să faci ceva, de fapt, tu m-ai chemat aici, să facem ceva de iarnă și tu faci nimic. Era fel de fiante, mă, eu doar ți-am zis, parte din construcție, o gaură, hai, okay, că te dar să gata, dar să le, că deja nici nu mai știi să mai vorbești sărăcuțul de tine, dar să le, mie milă de tine, dar să le, pe bune, gata. Sunt tu chiar ai terminat, mă, pe bune, gata, chiar ai terminat, dar știi ce? Mă, iar ești cu asta, dar să le iar ce faci? Ia, uite, dar să le iei, bă, îmi spui și mie să iau banii de acum sau nu? Că, adică, gen, pe bune, dar să le cred că am câștigat 100%, tu ai zis că n-ai făcut nimic. Bă, Rafa, urcă. Bă, dar să le poți să vorbești ca lumea? Da, bă, Rafa, fliștiante, acum vreau să vedem la tine. Da, nu mai țipa chiar așa, în fine, hai, mă, vină în partea, hai la mine, dar să le, hai să-ți arăt cam așa arată totul, dar să le, ce părere ai tu de castelul meu, de iglu meu și de toate astea, dar să le, o să spun și am făcut pe rând, dar prima oară te las pe tine să vezi totul și să-mi spui ce întrebare ai tu, dar să le să-mi pui tu mie, ce nelămurire ai tu? Dragi soldați, eu sunt șeful Darusel și eu mor de frig, e prea frig, ajutor, e prea frig. Da, Darusel mare de frig, dați acolo un like ca să se încălzească și el, nu de alta. Hai, bă, Darusel, spune și mie, Darusel, ce părere ai tu, de ce, bă, ce fac, bă, alo, de ce ți-ai schimbat iar skin-ul? Eu m-am transformat în regele Ghesii și, Rafaele, eu te trimit în închisoare de gheață, te rog să vii. Da, Darusel, ăsta ești tu regele Ghesii, hai, mă, Darusel, pe bune, hai, mă, Darusel, fii atent, hai să-ți prezint ce am făcut eu aici, de ce aici avem un campfire aici, stai frumos, dar să le tencă, zici că ai zis că se frig, dar să le treci aici, unde te duci, mă, ce fac, mamă, Rafale, ce caldă e, uite, mă, adevărata față lui, dar să le, adevăratul cor, fetiță, așa, mă, dar să le, deci fii atent, hai să-ți prezint totul și după aceea să dai o notă, ok, fii atent, aici avem campfire foarte frumos, stai aici frumos, dar să le, aici avem un iglu, primul iglu pe care eu l-am făcut, mă, dar să le, dacă nu mai sparți, dar să le, că trebuie să vă arătăm la finalul, bă, dar să le, lasă-le, că la final o să facem să dea lumea like, bă, bă, de fapt nu ai făcut mai frumos, dar să le, bravo, nota 10, dar să le, da, nu mai spa... nota 10, da, a câștigat! Da, nu mai țipa, dar să le, dar să le, nu mai țipa așa, bă, bune, că nu o să înțelegi nimic, bă, dar să le, să nu mai spargi nimic, pentru că la final vreau ca să facem ăla de short, dar să le, frumos, da? Ok, hai, vino! Deși atent, dar să le, hai să vin eu, bă, ia, prezintă-mă tu, dar să le, ce am făcut eu aici, ia, fă-te prezentare la ceea ce am construit eu, dar să le. Fiantele, pe mine mă cheamă Rafael Fraieru. Bă, dar să le, ce scrie aici? Like dacă vezi asta și dacă vrei un anc. Cat mai bun. Da, bă, Rafale, eu vreau un an cat mai bun. Da, dar să ne, în fine, faci mișto. Hai, mă, dar să le, deci ai văzut iglul acesta în partea asta, este cam la fel, n-ai ce să vezi în interior, dar să le, cam așa arată. Uite, aici am făcut un mic copacel așa. Rafa, fiantele, Rafa, fiantele, fiantele. Bă, dar să nu, nu, ce vrei, mă, să faci aici? Ce scrie, mă? Ia să ne, ce scrie, dar să le, dar să le pictorul, mă, dar să le, mă, dar să le arhitectul, mă. Iglul lui, dar să le, dar să le 2012, dar să le, dar noi suntem români, mă, trebuie să scrii iglu, dar să, tu cum scrii? Scrii în engleză, ce scrii? Da, iglu lui Rafael Nabu. Gata, yeee! Da, bă, dar să le, lasă-l așa, în final, mă, dar să le, gata, fii atent, dar să le, deci cam atât am făcut acolo încă, bă, nu ai contează asta, și aici este castelul, dar să le, ce părere ai tu de forma castelului, cum arată el tot, dar să le, și în spate avem un copacel, ce părere ai tu de castelul ăsta, dar să le, îți place sau nu-ți place? Mamă, bă, Rafale, bă, Rafale, bă, ce copac frumos, bă, mi-e-mi place. Da, dar să le, dar nu mai face, dar ți-am zis că la filmând, dar să le, ți-am zis să nu mai strigi, nu mai schimba nimic, pentru că ți-am zis că la final o să trebuiască să facem short-ul ăla, dar să le, cum vrei să-l mai facem după? A, da, chiar și fiantele, bă, Rafale, uite, mie îmi place copacul ăsta. Copacul ăsta este foarte detaliat, foarte frumos. Da, dar să le, da, te apuci tu să vorbești în limba română, dar să le, că nu prea știi tu cuvinte. A, mă, dar să le, nu te mai chinui atâta și spune-mi ce părere ai tu de castelul acesta, dar să le. Pe fiantele, bă, Rafale, eu îți dau nota. Bă, am zis ce părere ai de castel, bă, dar să nu sunt dai nota.
două note la castel, după dai note la tot, dar înțele. Și fii atent, bă, Rafaele, eu încă mă gândesc, stai. Bă, dar înțele, bă, gândire, dar nu mai vorbi așa, încet că nu te aude nimeni, dar înțele, oricum să taie partea asta dacă tu vorbești așa, dar înțele, hai, vorbești zi o dată, direct. Taci, ok, deci eu îți dau nota, stai, 1, 2, 3, 4, 5, îți dau nota 8, fii atent, bă, Rafaele. Nota total sau castel? Ah, castel, și nota totală? Total, sunt nota la castel, tu de ce ai dat la total? Ca ce vrei, bă, Rafaele, și la castel ce notă îi dai? Nota 7. O bine, pe și cum și la asta ce notă îi dai? Dă bine nota 8 în total. Păi fii atent, bă, Rafaele, eu am făcut împărțit la 2 și de asta. Da, dar se, da, ai făcut, nu mai contează. Asta scrieți voi acolo în comentarii ce notă îi dai și ce întrebare aveai tu să dai să ce întrebare. Bă, fii atent, bă, Rafaele, fii atent, tu ai câștigat 4 note în plus pentru că ai făcut copacul ăsta, bă, copacul ăsta este foarte frumos și mie îmi place. Așa că eu o să stau în el. Stai puțin, am câștigat 4 note în plus, bă, dar să te-ai făcut Steve, în fine. De ce am câștigat 4 note în plus? Înseamnă că a primit 4 de 8, dar nu se lăsă să primească orice notă primește, aia să nu o să facă nimic. Bă, dar înțele, hai să mergem la jumătate, vea. Bă, dar înțele, copacul? Da, yeee! Ok, scrieți-vă acolo în comentarii cum v-a plăcut, dacă v-a plăcut ceea ce am construit eu și ce note îi dați, dar înțele, hai să mergem acum să vedem ceea ce ai făcut tu. Chiar sunt curios ce a făcut, dar înțele, bă, dar înțele, mai vii. Bă, alo, gata, mă, pune-te mă la loc, dar înțele, că nu, bă, dar înțele, nu te cunoaște nimeni după asta, pune-te la loc, dar înțele, și hai să mergem să-mi prezice asta. Ce-a făcut? Mă, mi-a zis că e interesant așa, ca și cum curge apă, mă, dar înțele, mamă, și e cu gheață și aici. A, asta e gaura, mă, de ce tu, dar înțele, ok, și aici ce-ai făcut, ai făcut? Da. Mă, ce-i ăsta, dar înțele? E, fii atent, bă, Rafaele, asta este o parte din pământle, de fii atent, Rafaele, de pământ. Aaa, stai puțin, deci partea asta de pământ, practic, e asta de s-a făcut aici gaura, dar înțele, și-a rămas asta și aici ai făcut niște copaci, între care dau copaci aici deasupra, dar înțele? Nu, bă, Rafaele, nu, bă, Rafaele, nu, normal că da. Asta e tot ce ai făcut, tot, Arsel? Da. Bă, pentru noi, bă, fii atent, bă, mi se pare cam simplu, dar ideea este super, super genială, dar Arsel, pentru idee, o să-ți dau nota 10 la idee, dar, așa, dacă mă uit la el, dar se, bă, de fapt, bă, o să dau nota 8 în total, ok? Gen, nota 8 rămâne, dar Arsel, nota 8, îmi place, ai făcut mișto, dar Arsel, fii atent, descurcat, mai aduc. Rafa, vino, bă, da, iar vrei să mă arunci, dar Arsel, în fine, nu mai contează asta, dar Arsel, dați un like dacă vreți să-l salvați pe Dar Arsel, nu mai salvați de la nimic, ai, măcar dați un subscribe acolo dacă mai vreți să facem coalizi data viitoare. Aceasta este construcția mea. Și aceasta este construcția mea, ei! Dar fii atent, bă, Rafaele, a mea e mai frumoasă. Ok, foarte frumoasă, Dar Arsel, cu gaura asta în pământ aici, bă, dar arată interesant, Dar Arsel, ai avut o idee bună, dar vreau să scrieți acolo în comentarii dacă vă place mai mult a mea sau lui Dar Arsel. Dați like pentru a mea și subscribe pentru ideea lui Dar Arsel. Ce mai vrei? Ia, să mă arunci, Dar Arsel. Ia, gata. Ia, așa cum am aduc aici, așa să cad, Dar Arsel, nu e așa? Nu, poate, bă, fraiere. Da, foarte amuzant ce să spun. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.